Salutare! Astăzi o să facem un nou episod de Clash Royale, pentru că, după cum vedeți, avem o grămadă de quest-uri și chest-uri pe care trebuie să le deschidem și ce mă interesează pe mine este să facem și clan chest-ul acela pe care trebuie să-l completăm acolo. Am început să jucăm mai bine în clan, așa că felicitări celor care sunteți în clan și mulțumesc tare mult pentru de fiecare dată mă ajutați. Așa că hai să deschidem prima oară quest-urile pe care le avem de deschis. Sunt curios dacă ne pică ceva frumos. Ia să vedem, ok, carte comună. Băi, asta nu prea eu o folosesc, nu prea o am cine știe ce. Vedeți că mai sunt încă puțin și fac și level 6. E ok, hai să deschidem silver chest-urile. Ok, Tesla. Oh, nici pe asta nu o folosesc pentru că am văzut că nu are damage prea mare. În loc de Tesla, cred că folosesc ala cu amulita, se cheamă ala care aruncă cu săgeți. Minions Horde. Mi-a spus că este o carte bună, ceva cu un... Nu mai țin minte exact, dar mi-a spus cumva cineva mai mult, mi-a spus că era o carte bună pe care am primit-o și să o bag neapărat în deck. Vai, la mini pack am doresc extraordinar de mult să-i mai dau un upgrade. Tesla, iar am primit Tesla. Fireball eu nu prea îl mai folosesc pentru că așa, pentru că folosesc rocket-ul. Și hai să vedem și la crown chest. Hai cu gemsurile. De-abia două gemsuri. Nici pe asta nu prea o folosesc. Nici pe asta. Nici pe asta. Și nici pe asta nu prea o mai folosesc. Așa că, hai să vedem. Mai avem ceva deschis aici? Mai nu cred că mai avem. Gemsuri. Încă mă gândesc dacă să cumpăr de pe aici, dar momentan încă nu. Ia să vedem. Băi, putem să mai dăm la cineva... La Tombstone? Asta e Tombstone. Nu cred că am nevoie, nu? Musketers nu prea folosesc nici eu. Hai să vedem aici. Uite, asta nu o să o donez pentru că... Să le donez pentru că eu nu folosesc. Așa că, hai să vedem. Acesta este deck-ul meu. Nu știu dacă am mai făcut... I-am dat upgrade la Giant, apropo. Ceea ce e un lucru foarte tare. Așa că hai să facem battle. Vedem cum ne descurcăm. Hai la roc și sănătate! De ce se încarcă așa greu? Mi se pare mie sau se încarcă cam greu elixirul? Da, mă așteptam să se întâmple ceva. Ok. Văd că m-a luat prin surprindere nebunii. Oricum e mort ăla. Am nevoie de un baby dragon. Hai la atac, maestre. Hai că uite și baby dragonul. O să-l punem fix acolo în margine ca să am șanse, poate să câștig. Poate. Uite, noroc de baby dragon. Da, e clar, e mort. Nu am șanse, dar măcar moare și ăla. Perfect, bun. O să punem asta aici, băi, X-Bow. Așa, acum văd și eu, X-Bow. X-Bow. De ce, mă, nu putea să pună altceva. Păcat că săgeata aia nu poate să tragă în sus. A, e terminată, nu mai am nicio șansă. Nici măcar nu știu pe care să o pun. Mă duc cu Giant-ul. Și mă duc și cu Witch-ul, măcar să-l apăr. Văd că punem partea cealaltă. Uite, cartea aia nu o am eu. Ăsta are... impresia că vrea să mă facă, mă. N-ai, măi, nicio șansă, măi, băiatule, mă. Da, e clar, sunt mort în partea aia, dar măcar îl omor și eu în partea cealaltă. Da, e mort și el în partea cealaltă, e bun. Măcar... bun, mortus, călătorus, adios. Uite, mă, că suntem în avantaj. Măcar să-l omor, haide, am nevoie de rocket, am câștigat, cum se poate să câștigăm? Bine, mă, ai, îmi pare rău, aia e. Băi, mereu, înainte de asta am și jucat puțin și am avut o grămadă de noroc. Tap un loc, hai să vedem, perfect, hai să mai dăm încă un battle pentru că simt vibe-ul ăla. Băi, știi cum îl simt așa, mă, că îl simt extraordinar, înțelegi?
Și am nevoie să-l țin mai puternic, hai. Astăzi suntem pe val, înțelegi? Suntem pe val. Îmi trec păr în gură. Haide, omoară-i pe el, tata, pe el. Aia, ia uite băieții ce frumos au dus acolo. Ia uite băieții ce frumos au dus acolo. Mamă, ia uite, mai dăm și un rocket. Ia fiți atenți cât de frumos. Pa, că îi dăm și un rocket. Bum. Ai văzut ce frumos. Băi, măcar suntem în avantaj total. Hai, mai încarcă-te pe care să-l luăm. Ăla, văd, știu că este destul de bun. Dă un damage tare de tot. A, dar nu dă damage mai tare ca asta. A, am crezut că dă un damage mai mare ca asta. Băi, balonul ăla tot mi-l doresc și eu, știi? Dar nu-l am. Hai măcar să-l distrug. Hai, baby dragon, n-am nevoie de baby dragon. Hai, și mor. Omoară-l, hai. Ăla-i, și încă una. Și gata, perfect. Bine măcar că nu le-a pus în partea aia mai aproape. Nu știu pe care să le iau. Clar sunt mort acolo. O să pun ăsta aici, măcar să aibă o rază mai mare ca să pun și în partea aia și în partea aia. Ok, e perfect. Hai că am ales perfect ținta. Nici nu știu pe care să îl pun. Hai aici ca să nu... Da, e clar, oricum e omoară. Da, mi-o omoară. Da. Măcar am atins ceva. Pe Giant, nu știu, îl pun în partea asta, măcar dacă... Cred că am făcut o greșeală fatală. Bun. Să mă duc în partea asta. Ce-mi place la Giant că se duce în forță. Mi-aduce aminte de Hulk. Giantul mi-aduce aminte de Hulk. Mi se pare așa furios și se duce direct spre inamic, știi? Oricum, îți morți ăștia. O să atac direct aici. Bum, aia e, perfect. Mă duc direct și atac la ăștia. Bravo, uite, prințul cu mini P.E.K.K.A. Extraordinar și dacă îl mai pun și pe Baby Dragon, aia e, s-a dus direct. Aia e, mortus călătorus, adios, muchachos. Ai văzut? Suntem pe val, mare pe val. Incredibil. Perfect. Ok. Aleluia. Ce frumusețe, ce frumusețe. Ok, aici nu avem nimica. Ia să vedem. Mai avem ceva aici la News Royal, nici nu știu. Aici, Watch, Activity... Trofee, clanuri. Deci eu acum sunt în arena 4. Acum sunt în arena 4 eu, nu? Da, sunt în arena 4. Ok, hai să mai dăm încă un battle. Bun. Punem prințul. Hai cu mini P.E.K.K.A. că i-am mai pus pe ăștia doi și s-au dus destul de bun. Hai, măcar... Ah, sunt morți amândoi. Ah, mare greșeală. O să pun rocket-ul. Hai, du-te. Perfect. Morți. Te rog, nu mă omoră. Bun, nu știu cum să fac aici. Ok, oricum e mort ăsta. Bun, e mort și ăsta, e mort și ăla. N-are nicio șansă. Ok. Băi, ce-mi plac scheleții ăștia, jur. E cartea mea preferată. Dar oricum simt vibe-ul ăla că reușim să câștigăm neapărat. Nu, mă, atacă. Nu l-a atacat pe ăla, mă. Lasă-l pe ăla că-i vai de capul lui. Ne ducem cu Witch-ul. De ce te duci în partea aia? Cum, frate, se ducă în partea aia? Hai, bă.
Pe bune! Nu știu, deja parcă mă pierd deja, nici nu mai știu ce să mai fac. Nu știu ce să mai fac. Băi, mă duc măcar la atac să-i distrug ăla din aia, să văd dacă am șanse. Și dacă am șanse să... Da, e clar, e mortă în partea aia. Băi, nu știu dacă am făcut, dar am impresia că parcă poate am făcut o alegere destul de bună. Opa, suntem în avantaj cumva și nu-mi dau eu seama. Cam greu să cred asta, că văd că mă atacă destul de nasol. Hai, te rog, eu nu mă lăsa. Te rog, eu nu mă lăsa acum, că simt vibe-ul ăla. Băi, simt că pot, știi? Hai. Hai, prințule, atacă-i casa, te rog eu. Nu cred. De ce, mă, de ce? Hai, s-a de îndrept, du-te, omoare. Și? Nu cred una, bă! Nu cred. Bă, o singură lovitură mai trebuia și câștigam. Aia e, se întâmplă. O singură lovitură, cum, frate? Deci mereu pierd la o secundă sau la o singură lovitură. Așa că eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dați un mare like și lăsați-mi sugestii de idei în secțiunea de comentarii și ce ar trebui să mai îmbunătățesc. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și ne vedem data viitoare. Salutare!